Salut, Radu! O să încep prin a face eu o mică introducere, pentru că nu sunt nou față de povestea Stadio și povestea CHC, adică grupul de restaurante care a pornit de la Stadio. A fost primul concept de restaurant, s-a spus Smart Casual din București, și asta pentru că a fost și este un loc în care te simți ca acasă, unde pot veni oameni din orice categorie și important este să se simtă bine, nu este un loc care să-ți impună cămașă și cravată și în același timp poți să vii după birou sau la o întâlnire de business. De aici povestea a evoluat spectaculos și grupul astăzi are 6 restaurante, printre care restaurantul Nor, cel mai înalt restaurant din București. Ce mi se pare foarte interesant este că restaurantele au ținut oamenii și au atras oamenii prin sentimentul de a se simți relaxați, a se simți ca acasă, să spunem, a mânca mâncarea preferată. Acum suntem într-o perioadă în care evident că trebuie să rămânem toți acasă și nu mai pot veni la restaurante să se simtă ca acasă. Moment în care restaurantele au trebuit să se ducă ele în întâmpinarea clienților și să le ofere ceva în plus. Dacă acum o lună, să spunem, încă se discuta de tot felul, se discuta tot felul de soluții, de urgență, e clar că astăzi, dacă îți dorești ca brandul tău să supraviețuiască, trebuie să acționezi și să vezi după aia, în fine, ce ajutoare vei primi și din afară. În mod sigur, tu ești una dintre persoanele care a luat decizii și le-a implementat foarte rapid și despre asta aș vrea să vorbim în deschiderea astăzi. Deci, spune-ne puțin cum a evoluat, cum a evoluat povestea și cum vii astăzi în întâmpinarea oamenilor care sunt fanii restaurantelor din grupul CHC. Încep prin a-ți mulțumi pentru invitație. Iar referitor la ce m-ai întrebat, lucrurile au evoluat într-un ritm năucitor de rapid, dacă pot să spun așa, în sensul în care cam cu o săptămână jumate, poate două, înainte de începerea crizei, ne-am dat seama și înainte de prima ordonanță de urgență sau a doua, nu știu exact, care oprea activitatea restaurantelor, ne-am dat seama că va veni ceva, nu știam când și cum, dar era clar că va veni ceva, pentru că în Italia erau numărul de îmbolnăviri era într-o creștere accentuată și alarmantă. Ideea este că pe 17 martie s-au închis restaurantele cu totul, nu am mai avut voie să funcționăm, nu am mai avut voie să trecem pe acolo, nu am mai avut voie să primim niciun oaspet. Ne-am adaptat cât de repede am putut, am început partea de livrări și apropo de ce spuneai mai devreme cu să mănânci mâncarea care îți place, mai devreme am mâncat niște salată de vinete de la Stadio, celebra salată de vinete de la Stadio, pe care, bineînțeles, am comandat-o acasă, că așa sunt vremurile pe care le trăim. Revenind, livrăm de la toate cele 6 restaurante ale noastre, avem un meniu destul de lung și destul de complet, acoperim cam orice gust și cam orice nișă și încercăm să recreăm experiența pe care o aveai în restaurant, încercăm cât de mult se poate să o recreăm și acasă. Prin același gust, printr-un ambalaj de bună calitate, prin rapiditate în preparare, dar în primul rând prin siguranță alimentară și aici mă refer la dezinfectarea spațiilor, la colegii noștri care au mânuși, au măști, au uniforme speciale și așa mai departe. Acum spun ca un insider, e clar că tu ești o persoană cu viziune și ai fost întotdeauna orientat și ai pus accent pe partea de online. Nu e niciun secret că ai crezut și crezi în continuare tot ce înseamnă rezervarea online a mesei preferate, orantul pe care ți-l dorești. Motiv pentru care voiam să te întreb ce se întâmplă acum, adică cum vezi tu drumul restaurantelor care erau clar o destinație către o destinație virtuală. Cum vezi, cum simți evoluția asta? În acest moment, noi lansăm un site de comenzi online, adică nu va mai fi nevoie să suni la restaurant să faci o comandă sau să comanzi prin aplicație de delivery. Poți comanda direct la restaurant, va fi un site în care intri exact ca un magazin online, unde îți alegi produsele, le plătești dacă vrei să le plătești pe site, dacă nu le plătești acasă, alegi opțiunea de plată pe care o dorești și un coleg al nostru livrator va veni și îți va aduce produsele în cel mai scurt timp. Asta este prima direcție pe care am luat-o și prima opțiune pe care am avut-o din punct de vedere al online-ului. Referitor la partea de rezervări, la partea de restograf, la celălalt business al nostru, din păcate nu prea mai am unde să mai rezervi în momentul ăsta mese și ne-am
reprofilat, poate prea mult spus reprofilat, am accentuat mai mult partea de content. Iar acolo facem, exact cum faci și tu, multe interviuri, multe articole despre zona de restaurante și zona de food în general și despre trendurile momentului în această arie. Încercăm să venim către cele două targeturi ale noastre cu multe informații, către restaurante cu informații din industrie, ce se întâmplă în alte țări, ce decizii au luat marile grupuri de restaurante din lume, ce decizii iau mari restauratori din lume, mă gândesc aici la șefii celebri, la restaurantele celebre, cele cu 3 stele Michelin, cu 2 stele Michelin și așa mai departe, cum trec ei peste prada aceasta, ce decizii vin dinspre guvern, ce se întâmplă cu companiile de livrări care au niște figuri uriașe și cum putem să facem să negociem cu ei astfel încât să putem să trăim și noi, cu până la urmă noi facem mâncarea și așa mai departe, dar și către zona de user, zona de oaspeți care citesc articole. Și aici avem foarte multe articole despre diverse tipuri de mâncare pe care le poți face acasă. Mâncăruri de la restaurante, mâncăruri care ți-au plăcut și pe care le-ai mâncat în restaurante, nu neapărat în ale noastre, toate restaurantele din București, mâncăruri celebre pe care le poți recrea acasă singur. Asta este o zonă. O altă zonă este cea de interviuri. Avem interviuri cu vedete despre cum s-a schimbat lifestyle-ul lor din punct de vedere culinar. Cum mâncau înainte, unde ieșeau înainte, ce obiceiuri aveau și ce obiceiuri au astăzi, ce fac acasă și așa mai departe. Din punct de vedere culinar, bineînțeles, nu doar culinar, dar principalul subiect este pe partea de food. Și încercăm să ne adaptăm din punct de vedere al online-ului, ca să revin la întrebarea ta, cât de mult putem și prin aplicația noastră, prin Linkit și prin Restograph. Încercăm să mergem în online cât de mult putem și să venim noi la tine. Dacă până acum oaspeții veneau la noi, acum lucrurile s-au inversat și trebuie să mergem noi către oaspeți, în sensul în care noi trebuie să le livrăm mâncarea acasă. Încercăm să o facem excelent, cum încercăm să facem toate serviciile noastre, cum am încercat tot timpul, și așteptăm cu nerăbdare redeschiderea. Acesta este targetul. Da, îmi deschizi un pic așa drumul către o altă întrebare. Cum simți tu vis-a-vis de trendul do it at home? Există multă informație astăzi în online, suntem obligați să stăm acasă și foarte multă lume se reconfigurează către idei, către sugestii despre cum să-ți prepare acasă mâncarea preferată, nu știu, băutura preferată. Cum ți se pare ideea asta? Cum o comentezi? Mie mi se pare excelentă, depinde din ce punct de vedere vezi lucrurile. Sunt anumite preparate pe care le poți face acasă, pentru că se pot face într-un cuptor normal, pentru că sunt făcute cu ingrediente pe care le găsești la supermarket și așa mai departe. Preparatele, în general, puțin mai simple și fără foarte multe tehnici de gătire. Sunt preparate pe care nu le poți face acasă și pe care trebuie să le comanzi de la restaurant în cazul în care ți este poftă de ele. Sunt anumite tipuri de pizza, sunt anumite mâncăruri, anumite piureuri și așa mai departe, pe care nu le poți face pentru că nu ai un anumit blender, shaker pentru cocktail și așa mai departe, și pentru că nu ai anumite ingrediente și pentru că implică și foarte multe operațiuni. După cum știm, în restaurante sunt multe operațiuni care se fac în prima parte a zilei, după care se continuă în funcție de comandă și așa mai departe. Adică sunt preparate care au și 15-18 operațiuni. Și să faci acasă o farfurie de mâncare pentru că ai să le faci 18 operațiuni e puțin exagerat și sunt puțini cei care vor să facă asta. Fac poate doar cei foarte pasionați de gătit. În același timp, cred că este foarte important să comandăm mâncare de la restaurante, în primul rând pentru că gustul pe care îl poate da un bucătar de restaurant de multe ori nu îl poți da acasă, în al doilea rând pentru că cred că este extrem de important să susținem comunitatea locală de restaurante și nu numai de restaurante, de orice fel de business local, mic, pentru că noi toți avem angajați, acești angajați sunt în șomaj tehnic, săracii abia supraviețuiesc. Știu că nu ai fost unul dintre antreprenorii care a decis să nu trimită pe nimeni acasă. Da, da, așa este. N-am desfăcut niciun contract de muncă, toate contractele de muncă au rămas în vigoare și în șomaj tehnic. Este foarte important să susținem aceste business-uri locale, indiferent că fac pâine, indiferent că sunt restauranți, orice ar fi, dar să poată să treacă peste perioada aceasta care
din păcate, credem că se va prelungi. Cel puțin pentru spațiile publice, cum suntem și noi, restaurantele, cum sunt mall-urile, cum sunt sălile de sport și așa mai departe, nu cred că se vor deschide foarte curând, pe de-o parte, și pe de altă parte, cred că în momentul în care se vor deschide, se vor redeschide cu restricții. Adică dacă noi la Nord, spre exemplu, avem 250 de locuri aproximativ, nu cred că o să ne dea cineva voie să băgăm 250 de oameni în interior. Adică bănuiesc că vei avea o restricție la 50-100 de oameni în cel mai bun caz, lucru care conduce spre multe alte lucruri, spre multe alte decizii pe care trebuie să le luăm, că, pentru că activitatea va fi mai mică de jumătate și în momentul acela lucrurile se schimbă total. Așa că deocamdată rămânem la mâncarea delivery, la delivery. Și știu că ai, oarecum ai menționat până acum, dar e interesant să știm, tu când ai decis să intri pe piața de delivery, care sunt prioritățile pe care le consideri că trebuie să le garantezi oamenilor care comandă mâncarea preferată de la restaurantele grupului SFHC. Ce trebuie să aibă o mâncare comandată acasă? Cea mai importantă caracteristică a mâncării care ajunge acasă este faptul că a fost făcută într-un mediu de siguranță și că oamenii trebuie să fie siguri că cei care au atins acea mâncare au atins-o prin intermediul unei mânuși în primul rând și că se dezinfectează spațiile o dată la jumătate de oră cum o facem noi și că se dezinfectează mânușile și că au o mască pe toată fața și așa mai departe, pe nas și gură. Și așa mai departe. Acesta este ingredientul principal al acestei mâncări. Pe locul 2, cred că este faptul că mâncarea ajunge într-un timp scurt la tine acasă și în condiții de temperatură corecte. Adică nu ajunge foarte rece. Foarte caldă nu va ajunge pentru că nu are cum, că durează transportul, dar nu se răcește până acasă. Aici intervine partea de zona de livrări, unde noi livrările pe care le facem direct le-am pus la punct și mâncarea ajunge repede din momentul în care pleacă, mai ales că orașul este relativ gol și se poate circula ușor. Și, exact cum spuneam, repede și cald. Acestea sunt pe locul 2 și, ok, poate locul 3. Iar, bineînțeles, foarte important, livratorul, care la fel trebuie să aibă echipament, trebuie să aibă mânuși, trebuie să fie dezinfectat, trebuie să aibă mască și așa mai departe, tocmai pentru că atinge acea pungă și, după cum știm, din păcate, acest virus se răspândește foarte ușor, chiar și doar printr-o simplă atingere sau respirație. Ce să spun, sperăm că te vremuri mai bune. Din ce spui, înțeleg că nu există totuși, nu există încă un orizont exact de timp al unui moment la care restaurantele se vor deschide din nou către public. Planurile noastre ar fi să deschidem undeva, adică din calculele pe care le facem în momentul acesta, credem că am putea să ni se dea voie să deschidem undeva în jurul datei de 15 iunie sau, mă rog, în luna iunie. Dar, exact cum am spus acum câteva secunde, cred că vor fi foarte multe restricții, adică nu va fi suficient să deschidem, cred că vor fi multe restricții și cred că o să fie un proces gradual, nu o să fie gata, ok, mâine deschideți ușa și dați drumul la treabă. Nu. Cred că va fi un proces gradual și ușor, 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 iar cred că ne vom întoarce, chiar vorbeam cu cineva mai devreme, cred că ne vom întoarce la ce am fost acum o lună jumătate, să presupunem, poate peste un an jumătate, poate peste doi. Oricum, după momentul în care, cred eu, după momentul în care va fi inventat un vaccin sau un tratament de orice fel ar fi el pentru acest virus, în momentul în care oamenii vor fi siguri că sunt safe și că nu se va întâmpla nimic dacă ies undeva sau dacă ating o masă. Ok, deci deocamdată rămâne să comandăm mâncarea preferată și o ultimă întrebare personală. Care ar fi mâncarea ta preferată din oricare dintre cele 6 restaurante, din meniul lor? Ce mâncare ne recomanzi să comandăm de la restaurantele tale? Am zis mai devreme. Tocmai am mâncat salată de vinete, care este spectaculoasă, n-am mâncat niciodată ceva mai bun. E cea mai bună salată de vinete pe care am mâncat-o vreodată. Dar la egalitate de puncte sunt și papanașii. Aceste două preparate sunt preparatele mele preferate. Salatele vinete și papanașii. Sunt în toate restaurantele noastre. Mulțumim foarte mult pentru sugestie și sperăm să ne revedem curând în vremuri mai bune. De ce nu? Poate chiar la Nor, deasupra orașului. Eu mulțumesc și abia aștept să ne revedem la Nor, că mi-e foarte dor să ies la restaurant.